România ocupă locul 45 la matematică din 65 de țări și economii studiate, în creștere cu aproape 5% de la ultima evaluare. Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OECD, a publicat pe 3 decembrie studiul PISA 2012, care evaluează cunoștințele și competențele elevilor de 15 ani din 65 de țări și economii. Studiul PISA 2012 a evaluat peste 510.000 de elevi din 65 de țări și economii, la matematică, lectură și științe. Accentul a fost pus pe matematică, potrivit OECD, care precizează că toate competențele din zona matematicii sunt un predictor puternic al rezultatelor pe care le vor înregistra elevii ca tineri adulți. Abilitățile elevilor în domeniul matematicii influențează capacitatea lor de a urma o formă de educație după liceu, precum și veniturile viitoare. Până de curând se vorbea despre faptul că elevii români sunt excepționali la matematică. Într-adevăr, avem vârfuri excepționale, dar clasa de mijloc nu există în învățământ. La fel cum nu există clasa de mijloc nici în economie, la fel cum nu există clasa de mijloc nici în fotbal, asta este realitatea României de astăzi. Pe urmă, rezultatele proaste la matematică cred că se datorează și modului de a fi al românului, personalității sale. Noi suntem mai curând afectivi decât raționali. Se datorează probabil și condițiilor de viață precare din România. Elevii nemai fiind predispuși la modul general să învețe. Totuși, repet, nu mă îngrijorează prea mult rezultatul la prost obținut la matematică, cât mă îngrijorează rezultatul prost obținut la abilitățile de a comunica. Fiindcă, în ultima instanță, matematica, într-adevăr, îți dezvoltă gândirea, de a-ți dezvoltă o gândire convergentă, algoritmică, pe când disciplinele socio-umane, inclusiv literatura, îți dezvoltă gândirea creatoare, gândire de care societatea noastră are mare nevoie la ora actuală. Potrivit studiului PISA, cele mai bune rezultate le-au înregistrat elevii din Shanghai, China și Singapore, care sunt în top la matematică. Elevii din Shanghai au un nivel echivalent cu aproape 3 ani de școlarizare peste majoritatea țărilor OECD. Potrivit organizației, Hong Kong, Taipei, Coreea de Sud, Macao, Japonia, Liechtenstein, Elveția și Olanda urmează în grupul celor mai performante țări. De precizat că, din totalul elevilor români testați la matematică, 40,8% au obținut rezultate slabe și doar 3,2% rezultate de top. Spre comparație, în Shanghai, 3,8% au fost rezultate slabe și 55,4% rezultate de top. Media OECD arată astfel, 23,1% sunt rezultate slabe și doar 12,6% rezultate de top. Strategia Europa 2020 are ca țintă reducerea procentajului elevilor cu rezultate slabe la mai puțin de 15%. Studiul mai arată că 73% dintre elevii români chestionați au răspuns, mă simt singur la școală. Procentul este apropiat de cel înregistrat în Iordania și Qatar, în timp ce rata cea mai mare a acestui răspuns se înregistrează în Liechtenstein, Olanda și Elveția. În ceea ce privește elevii care spun că sunt fericiți la școală, și aici România se află pe ultimele locuri sub media OECD. Studiul mai arată că elevii români sunt cel mai puțin motivați dintre copiii care au luat parte la cercetare, la mare distanță de toți ceilalți. Andrula Vasilu, comisarul european pentru educație, a declarat: statele membre trebuie să găsească în continuare soluții pentru a combate rezultatele școlare slabe și pentru a-i ajuta pe elevi să-și dezvolte competențele necesare pentru a reuși în lumea modernă. Aceste rezultate ne reamintesc faptul că a investi într-o educație de calitate este fundamental pentru viitorul Europei. Studiul PISA mai evidențiază că situația socioeconomică a elevilor are o influență semnificativă asupra nivelurilor de performanță. Astfel crește posibilitatea ca elevii care provin din gospodării cu venituri mici să obțină rezultate mai slabe la matematică, științe și lectură.